La trecerea dintre ani, vrăjitorii cereau ca noi să ne adunăm. Beam acea apă putredă cu măruntaie de animale, sânge de animal. Numele meu este Andresa Costa Soz, am 35 de ani, sunt femeie de afaceri. Aveam obiceiul de a petrece Revelionul pe plajă. Pentru că slujeam duhurilor necurate, credeam că dacă petreceam acolo, era modalitatea mai ușoară să mă purific și să mă pregătesc pentru anul următor. Superstiții ca să sar 7 valuri, să fiu un alb, dacă doream bani, să fiu un galben, să dau cadouri pentru cei care se spune că sunt duhurile apelor. Era mereu plin de misticism, satanism, multă băutură, oameni beți. Duhurile necurate ne cereau să cumpărăm niște alimente, ne cereau să ne îmbrăcăm într-un fel potrivit acelui moment. De obicei era alb, cu un gen de mărgele pe care le folosesc vrăjitorii și fiecare reprezintă 12 duhuri necurate. La trecerea anului, ei cereau să ne adunăm și noi beam și făceam baie cu apă putredă, cu măruntaie de animale, cu sânge de animal. Și asta era făcut și de Revelion. Noi eram o perioadă retrași într-un loc, departe de familie. După ce treceau ritualurile, noi așteptam ca în ianuarie să înceapă anul nostru. Începea ianuarie, nu se întâmpla nimic. Se va întâmpla după carnaval, care e petrecerea cărnii. Știm că Satan acționează acolo ca să distrugă familii și cămine. Trecea carnavalul, săptămâna sfântă, nu se întâmpla nimic. Noi speram că va fi după carnaval și nu se întâmpla nimic. Lunile trecând una după alta, nu vedeam o îmbunătățire. Nu vedeam o îmbunătățire în viața mea, nu aveam pace, liniște. Tot timpul trăiam în tensiune, plângeam cu viața distrusă. Aveam datorii la toată lumea, o rușine în sens financiar, dădeam un pas în față și 20 înapoi. Când mă gândeam că realizam ceva, el se prefăcea că avea încredere și îmi dădea și apoi îmi lua mult mai mult decât îmi dădea. Viața mea personală era un eșec, dar un eșec pe care nu l-avusesem încă era eșecul sentimental, pentru că mi-era teamă să am o relație cu cineva ca să nu sufăr. Avusesem o viață cu multă suferință, mi-am pierdut mama la 20 de ani, aveam un frate de 11 ani care l-a ajutat pe tata și m-am închis pentru lume. Eram o persoană respingătoare, am învățat cu duhurile necurate să păstrez multă furie și asta mi-a provocat coșmaruri absurde. Am început să am coșmaruri cu duhurile necurate, să mă simt prinsă de ele, fizic vorbind. Am înțeles că aveam nevoie de ajutor. Locul pe care îl frecventam nu mi-a dat niciodată pace. Dormeam, dar mi-era frică să dorm pentru că știam că duhurile rele mă vor incomoda. Am înțeles că locul acela nu era bun pentru mine. Am renunțat să mai merg și m-am dus să caut ajutor la biserică, pentru că ajunsesem la limită. Respiram și aveam o durere fizică din cauza la atâta ură pe care o aveam. Aveam un an cu suferință, fără nicio realizare, doar decepții, adunam mai multă ranchiună, furie. Eram mai decepționată de om. Primul revelion pe care l-am petrecut la noaptea de veghe de la locașul Duhul Sfânt, pot să spun că a fost pentru mine cu adevărat trecerea dintre ani, pentru că a fost divizorul meu de apă. Am simțit, pentru că anul meu a început într-un mod diferit. Pot spune că acolo, dacă exista vreo îndoială că nu aveam Duhul Sfânt, confirmarea mea a fost acolo, pentru că senzația pe care o ai când pleci de la biserică și vei îmbrățișa persoanele pe care le iubești și le urezi an nou fericit, într-adevăr le dorești un an nou fericit, pentru că ai un an nou fericit ca să le oferi. Cum poți să urezi un an nou fericit pentru persoanele pe care le iubești dacă tu ai un an nenorocit, făcând tot ce este greșit? Atunci, într-adevăr, m-am născut din nou. Eram sigură că Duhul Sfânt își făcea lucrarea cu adevărat în viața mea. Îmi amintesc că în prima zi, episcopul care era a dat un cuvânt și primul cuvânt pe care l-a spus a fost să fie lumină. Biblia nu a fost scrisă degeaba, de cineva care nu are discernământ, ci a fost scrisă de Dumnezeu.
Azi am obligat să spun oamenilor despre Dumnezeul pe care îl slujesc, lumina în care umblu și călăuzitorul care mă conduce, Domnul Iisus. Azi pot spune că sunt o persoană fericită, sunt într-o schimbare constantă, dar știu că schimbarea pe care Duhul Sfânt o face treptat în viața mea este ca să arăt oamenilor din jurul meu că Domnul Iisus este azi cea mai bună opțiune. Azi eu și soțul meu avem o relație foarte bună la muncă și o căsnicie binecuvântată. Viața mea este făcută din mici, dar pentru mine sunt mari realizări. Tot ce am realizat a fost prin harul lui Dumnezeu. Știu că ce am nu va fi luat, nu va fi atins, pentru că a fost dat de El. Când am primit Duhul Sfânt după noaptea de veche din 2016, pot spune că am devenit cea mai fericită persoană din lume. Felul de a privi pe ceilalți, felul de a vedea căsnicia, felul de a educa copiii, felul de a vorbi cu oamenii s-a schimbat. A fost incredibil. Am primit pace, o dragoste prin care m-am simțit câteva minute ținută în brațele lui Dumnezeu. În acea zi, nu voi uita data niciodată, pentru că a fost pe 12 septembrie. Primirea Duhului Sfânt este lucrul cel mai valoros pe care îl poate avea omul. A fost cea mai bună senzație din lume, pentru că azi nimic nu mă va opri. Să am Duhul Sfânt pot spune că este cel mai mare bun al meu. Dacă Dumnezeu azi mi-a spune că merit o avere de milioane sau gloria Lui, nu mă gândesc de două ori, e gloria lui Dumnezeu. Vreau să am Duhul Sfânt în viața mea, să fiu fidelă, ascultătoare, pentru voi care nu aveți o părere formată despre ce înseamnă să petreci trecerea dintre ani în prezența lui Dumnezeu, eu vă invit pe toți să veniți, să participați la această noapte de veghe, la trecerea dintre ani, sunt sigură că nu vă veți căi. Pot să vă spun că a fost cea mai bună alegere a mea. Niciodată nu aș ieși de unde sunt azi și să mă întorc unde eram sau să mă duc în oricare alt loc. Tot ce am în viața mea, tot ce eu am, este să fiu în prezența Domnului.